Au mâncat și au băut la un botez și au plecat fără să plătească nimic la restaurant. Este isprava a 120 de români care în acest fel i-au învățat pe locuitorii unui orășel din Spania ce înseamnă să dai țeapă. Oricât de urât ar suna, și mai urâtă este impresia pe care unii dintre connaționalii noștri o lasă în țările europene în care trăiesc și muncesc românii au intrat într-un local din Micuțul orășel din Bembibre. Patronul povestește că cele 120 de persoane i-au spus că au venit ca să sărbătorească botezul unui copilaș. S-au așezat la masă, au comandat aperitive, fripturi, sucuri și mai multe sticle de vin și whisky. Totul părea să decurgă firesc, până când exact înainte de desert, toți s-au ridicat, au plecat spre mașini și au demarat în trombă. Fotojstavam scăndo al postre. I între să și intrar, că se în fila, però pensavamos că estaban bailando. Evident că proprietarul restaurantului a chemat poliția. El le-a spus oamenilor legii că grupul de petrecăreți era format din români, pentru că a recunoscut limba, dar a văzut și un act de identitate. Locuitorii orășelului au aflat astfel ce înseamnă să dai țeapă. Pero între nosotros, quien más o quien menos, también ha realizado lo que se conoce como hacer un simpa. Voluntario, voluntario organizado también, un poquito así, sí. Estamos pensando, porque si a les ha salido bien, a nosotros también no <laughs> Este greu de crezut că proprietarul restaurantului își va mai recupera vreodată contra la valoarea notei de plată, care se ridică la numai puțin de 2000 de euro. Poliția spaniolă încearcă să dea de urma amensenilor fugari, iar dacă vor fi prinși, vor trebui să răspundă în fața legii.